Hei, iată o femeie care și-a transformat iubirea față de flori într-o mică afacere. Claudia Buraca, de mai bine de 8 ani de zile, este stabilită cu traiul în Sydney, unde continuă să-și urmeze visul. Pasiunea pentru flori a descoperit-o încă în studenție. Asta a făcut-o ca și pe un alt continent să creeze cele mai minunate buchete. Noi am aflat care sunt preferințele australienilor în acest domeniu. Boy walks southbound in a broken track. Claudia Buraga este originară din Chișinău, dar cărările vieții au dus-o tocmai în celălalt capăt al lumii, de unde este originar și soțul său. Acum este stabilită în Australia, are o familie frumoasă, un fiu adorabil, dar și un job de vis. Calea mea de florărie a început încă pe timpul ce studiam la universitate în Chișinău. Atunci lucram la un butic de flori în centrul orașului și nu prea aveam multe cunoștințe despre cum să îngrijesc de flori, cum să fac un buchet de mireasă sau o echibană. Iar vocația ei a prins roade odată ce și-a aprofundat cunoștințele în lumea florilor. Am studiat timp de 9 luni de zile totul ce ține despre flori, despre cum să ai grijă în dependență de climă, de origine, de numirile lor la tine, până la cum să organizezi un eveniment de escaladă mare. Am pus toate aceste cunoștințe rapid în practică, am voluntariat la fiecare ocazie. Toate aceste experiențe în Australia m-a făcut să realizez că floristica și în special a avea un butic cu flori este cariera mea pe ce o doresc pentru viitor. A activat ca floristă într-o rețea de magazine, apoi a încercat singură să-și pună pe roate o mică afacere, iar primii clienți nu au întârziat să apară. Mă bucură foarte mult când un cumpărător se reîntoarce și îți cere să creezi ceva din nou pentru el, pentru că soția, mama sau fiica au fost foarte fascinată de buchet. Nu este mare deosebire dintre Australia sau Moldova. Felul de a face aranjamente sau ocaziile pe care noi le oferim pentru celor dragi. Sunt careva flori care le-am întâlnit aici și nu în Moldova. Sunt acelea native ca eucaliptus și sunt foarte multe flori care cresc doar în Australia. Inspirată și plină de motivație, moldoveanca noastră a reușit într-un alt capăt al lumii să-și găsească rostul. Noi îi urăm multă baftă pe viitor!